Câte detalii, deci nu se poate așa ceva. Luăm de aici din față. Avem în felul următor. Avem foarte multe bujii aici. Ia uitați, cam așa arată din față. Deci direct din Mad Max. Avem aici un far. Ia să vedem la interior. Da, la interior nu știu dacă ai vrea să stai aici. Ai o minge de tenis. Okay. Ia să vedem ce mai avem pe aici. Da, da, destul de multe chestii. Cam așa arată partea din lateral. Avem 3 tobe aici, la fel ca la G-Class. Aici de, sigur. Ok, ok. Bine. Spate se lasă cu chestii radioactive. Butoaie, chestii. O să vă arăt imediat și pe partea aia, că uitați unde sunt tobele alea. Așa chiar arată destul de bine și dacă mă uit acolo în spate, văd ceva amortizoare, ceva nebunie. Sus aici, desigur, avem niște chestii de design, da, o roată, niște chestii, niște bidoane. Hai să vedem și pe partea din stânga. Mă țin de foarte mult timp să o filmez, dar n-am reușit. Deci cam, uitați-vă și voi cum arată tobele astea aici. Bă, deci mi se pare ceva nebunesc. E prima dată când văd așa ceva în viața reală. Și sincer, mașina de genul ar trebui să fie pe la niște evenimente sau ceva, că deci arată chiar genial. Nu mă întrebați că nu știu ce e asta de atârnă așa, deci că e coadă de veveriță, dar cred că e un trafalete. Da. Deci cam așa arată mașina din Mad Max. Asta nu miroase bine. Cum vi se pare mașinuța asta, fraților? Lăsați un comentariu.